Un nou scandal în Parlament. Președintele AUR, George Simion, l-a ironizat pe deputatul USR, Iulian Bulai, pe motiv că a donat o sumă prea mică pentru campania de strângere de fonduri în sprijinul refugiaților de război și a românilor cu venituri mici din Cernăuți. Domnul Bulai, dumneavoastră, ce ați cotizat 11 lei? George, am cotizat acum o lună, da? Trebuia să vorbești cu Antonio. Am dat toți banii care aveam în... Vrei să dau... Atunci, uite, uite, acum am mai mulți bani. Uite, mai dau. Uite, mai dau. Pentru românii din Cernăuți, da? Uite. Încă 200 de lei. Da? Gata, da? Și-a spălat păcat. George, să știi că este un gest populist, da? Da. România, România au nevoie, România au nevoie de ajutor acolo și au nevoie de mari investiții. Vezi că până la urmă ai reușit să pui și tu mai mulți bani, bravo. Nu pot să dau, dar este un gest populist. Eu susțin cu drag să ajutăm pe oamenii ăia, dar nu așa umblând cu 50 de lei, cu 100 de lei, acolo ai nevoie de investiții uriașe în școli, în infrastructură, ce înseamnă ICR, în prezența noastră acolo ca instituție ale statului român. Și tu ești președinte la cultură, nu? Absolut. Bravo. Da. Te felicit. Populist, nepopulist în fața microfonelor ai dat, poți să te duci înapoi în plen. De două săptămâni am lăsat turna acolo, nu voiau să dea, domnul Bulai dăduse 11 lei, adică era un fel de jignire. Așa că am făcut un nou apel de la tribuna Parlamentului.